Am investigat mai multe probe de mizeluri și crenvuști din sistemul de comerț, ori din rețeaua de comerț din țară. Mai cu seamă ne-am axat pe municipiul Chișinău și am stabilit în rezultatul cercetărilor pentru determinarea parametrilor fizico-chimice, adică conținutul de proteine, cloruri și umiditate, inclusiv a aditivelor alimentari, despre ceea ce s-a relatat deja și ne-am axat pe fosfat și nitriți. Vreau să vă informez că rezultatele nu sunt din cele mai bune și în cazul când pe etichetă era indicat crenvușt pentru copii și era stabilit lipsă de fosfați, adică de acest aditiv alimentar, au fost depistați spre marea noastră, deci au fost depistate concentrații mari de fosfați. 2. Dacă limita de nitriți este o anumită limită, 50 de miligrame, atunci în crenvuștii pentru copii, cu mențiunea pentru copii, au fost stabilite o concentrație mai mare decât în ceilalte crenvuști ori salamuri fierte. Vreau să vă zic că până la ziua de astăzi, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, subordonat Ministerului Sănătății, nu a avizat niciun astfel de standard de firmă, instrucțiune tehnologică, cu toate că producerea acestor crenvuști cu mențiunea pentru copii, ele nu sunt încadrate în legislația națională a Republicii Moldova. Și pentru informare, dintr-o 100 de kilograme de materie primă, carne, se produce circa 150-160 de kilograme de